găsit! CS Suceava a desfășurat în luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistență medicală. În vederea încheierii actelor adiționale sau contractelor pentru acest an, furnizorii au transmis la CS Suceava în perioada 4-8 iulie cererile însoțite de documentele necesare. S-au încheiat 25 de noi contracte. Pe parcursul derulării procesului de contractare au avut loc ședințele celor trei comisii mixte, la care au participat reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Județean al Medicilor, Asociației Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Județean al Medicilor de Familie, Patronatului Medicilor de Specialitate din Specialitățile Clinice, Organizației Sindicale a Medicilor de Specialitate și Consiliului Județean Suceava. De asemenea, au avut loc negocieri cu reprezentanții spitalelor din județ în vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2019 pentru spitalizare continuă de zi și cronici. În condițiile în care CS Suceava a încheiat un număr de 25 de noi contracte și bugetul alocat anului 2019 este în valoare de aproximativ 480 de milioane de lei, cu 19,66% mai mare față de bugetul alocat la contractare pentru anul 2018, reprezentanții CS afirmă că sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principala cale de acces a cetățenilor către servicii medicale. În luna iulie s-a desfășurat procesul de contractare pentru perioada august-decembrie 2019. Am avut un număr de 25 de furnizori noi care au semnat contracte cu Casa de Asigurare de Sănătate Suceava, în special în domeniile de medicină dentară și dispozitive medicale, ceea ce arată, practic, o încredere a tuturor furnizorilor în sistemul public de asigurare de sănătate. De asemenea, bugetul pentru care s-a făcut contractarea acest an a fost cu 19,6% mai mare decât cel alocat în perioada anului trecut.